În data de 25 noiembrie se celebrează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeii, iar evenimentul a fost marcat și în județul nostru. Cu această ocazie, conducerea prefecturii Maramureș a condamnat astfel de abuzuri care au loc în societatea de azi asupra sexului slab și a subliniat consecințele negative pe termen lung pe care le produc comportamentele agresive asupra femeilor. Această realitate pe care o întâlnim din ce în ce mai des și pe care sunt convins că trebuie să o eliminăm este un tip de violență care privează femeile de drepturile lor fundamentale și aceasta afectează și definește viața de zi cu zi a femeilor. Este un tip de violență care hotărăște cursul vieților și situația femeilor și a tinerelor. Violența împotriva femeilor are un efect negativ asupra capacității femeilor de a participa la viața socială, politică și economică. În cadrul manifestării a luat cuvântul și Anca Hendia, secretar de stat la Ministerul Familiei, care a precizat că formele de violență asupra femeilor sunt multiple și nu mereu victimele pot să identifice felul de agresiune care se exercită asupra lor. Trebuie să recunoaștem că violența asupra femeilor ia forme diferite, unele chiar subtile, greu de dovedit, și pentru care legislația le protejează, dar din păcate ele nu au curajul totdeauna să identifice forma de agresiune la care sunt supuse și să reacționeze cu împotriva lor. De la 1 octombrie în România a devenit funcțional sistemul informatic de monitorizare cu brățări electronice care asigură victimele violenței domestice de o mai bună protecție în fața agresorului lor. Sistemul a fost implementat în 3 județe din țară și în București, însă din 194 de ordine de protecție emise în acest interval, doar în 55 de cazuri victimele au fost de acord cu montarea unei brățări electronice a agresorului.